Ultima sesiune de tranzacționare pe bursa certificatelor verzi a adus o valoare minimă record a prețului: 130 de lei 29 de euro, nivel minim garantat de ANRE pentru certificatul verde. Precedenta sesiune adusese un preț de închidere de aproape 190 de lei, circa 45 de euro, ceea ce înseamnă o scădere de preț de peste 30%. De exemplu, în licitația din 18 martie au fost 153 de oferte de vânzare și doar 21 de oferte de cumpărare. Prebușirea prețului certificatului verde vine ca urmare a intrării în vigoare a legii ce amână până în 2018 emiterea și plata unui anumit număr de certificate verzi, dar și din cauza scăderii de anul acesta a cotei de achiziție de energie verde de la 15% la 11,1%. Administratorul Bulls de energie spune că în piață este inflație de certificate verzi. De aceea se înghesuie toți să vândă Prea multe certificate verzi și prea puțini cumpărători pentru ele. Estimările spun că în această situație se va păstra mult timp de acum înainte. Odată cu scăderea prețului la minim pentru certificatul verde, efectul ar trebui să se vadă și în facturi. În prezent, certificatele verzi reprezintă circa 6-8% din contravaloarea unei facturi la curent a unei gospodării. Pentru anul acesta ANR a stabilit la 17,6 milioane numărul de certificate verzi ce urmează a fi lansate la tranzacționare și la doar 10,9 milioane numărul de certificate cu obligația de a fi cumpărate. Un certificat verde se emite de Transelectrica după producerea și livrarea unui megawatt de energie regenerabilă. Schema prin care România acordă aceste certificate este completată de obligația ca furnizorii de electricitate să achiziționeze un procent anual de certificate proporțional cu energia livrată. La rândul lor, aceștia își recuperează banii de la consumatori prin factura la curent, în așa fel încât toată populația României sprijină producția de energie verde. Sunt Silviu Calotă și tot mai mulți români spun că și-ar monta câte oliană în casă. La cât de tare bate vântul prin frigidere, îi credem.